Fie Domnul. Deci, amin. Dragi frați și iubite surori, îi mulțumim Domnului pentru că și în această după-amiază, în această seară, suntem împreună în adunarea Domnului. Și m-au încercat niște gânduri zilele acestea și pentru că suntem așa într-un cadru foarte apropiat și ne cunoaștem foarte bine, cred că pot să vă împărtășesc gândurile pe care le-am avut zilele acestea, pentru că sunt îndemnuri, cred eu, folositoare și necesare pentru orice om care dorește să se implice sau s-a implicat în lucrarea Domnului. Și mă gândeam că implicarea în lucrarea lui Dumnezeu nu este cea mai comodă și mai liniștită alegere pe care o poate face un om. Trebuie să facă față nu numai laudelor și aprecierilor, ci trebuie să facă față multor acuzații. Deci atunci când te hotărăști să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să știi că nu ai parte numai de laude, ci ai parte de tare multe lovituri și de acuzații. Și poziția aceasta de lucrător în ogorul Evangheliei nu este comodă, pentru că de multe ori te găsești în situații dificile. Ai de la Domnul un îndemn de a spune ceva și ceea ce urmează să spui din partea Domnului pe mulți ar putea să-i deranjeze. Pe mulți ar putea să-i supere. Și ești pus în situația de a alege ce să faci. Spui ceea ce e folositor pentru lucrarea lui Dumnezeu sau spui ceea ce este plăcut oamenilor. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu are multe nevoi. Și ca să poți să ai o lucrare frumoasă, trebuie îndeplinite câteva condiții. Ei, condițiile astea nu sunt ușor de acceptat de foarte mulți. Și din această cauză, de multe ori lucrăm degeaba și dacă Apostolul Pavel spunea că mă lupt și știu cum mă lupt și nu dau cu pumnul în vânt, folosind acea metaforă, știu exact unde lovesc și ce fac, noi de multe ori dăm în vânt în lucrarea pe care o facem, pentru că nu știm ce facem și nu îndeplinim câteva din condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice lucrare bine închegată a lui Dumnezeu și în care suntem implicați și noi și dacă dorim să ne implicăm de fapt. Și atunci când sunt necesar de făcut niște observații cu privire la mersul lucrării din partea lui Dumnezeu, observațiile astea sunt de foarte multe ori primite tamam pe dos. Și taman invers, pentru că oamenii nu acceptă lucrarea lui Dumnezeu sau au o părere despre lucrarea lui Dumnezeu și altceva nu mai acceptă decât părerea lor. Și mă gândeam la Apostolul Pavel. Știți cu toții cine a fost Apostolul Pavel, nu? Nu trebuie să vă spun cine a fost Apostolul Pavel. Ei, cei din Corint au ajuns să-l acuze pe Apostolul Pavel că de fapt el nu lucrează după cuvântul lui Dumnezeu și inspirat de Dumnezeu. Zicea Apostolul Pavel în epistola a doua către Corinteni, versetul 10, împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea păcătoasă.
Măcar că trăim în firea păcătoasă, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea păcătoasă. Nimeni nu a lucrat cum a lucrat Apostolul Pavel și n-a avut o râvnă față de Evanghelie așa cum a avut Apostolul Pavel. Dar pentru mulți, râvna Apostolului Pavel de fapt a fost o fire păcătoasă și nu făcea nimic Apostolul Pavel decât din firea păcătoasă sau, dacă vezi, din mândrie. Din mândrie. Am primit atâtea acuzații în decursul timpului și cea mai frecventă a fost această acuzație, mândria. Din mândrie. Din mândrie te implici în adunare, din mândrie cânți, din mândrie vorbești, din mândrie spui poezii. Sunt oameni, să zicem, spoiți cu credință, văruiți cu credință, care orice implicare a unui frate sau unei surori în adunarea Domnului o consideră că o face din mândrie. Nici de cum că Dumnezeu l-a pus și că lucrarea are nevoie de lucrarea pe care o face el. Nu, o face din mândrie. Și asta anulează practic orice înaintare a noastră ca lucrare. Acuzația asta de mândrie. Și inclusiv ce am vorbit săptămâna asta despre necesitatea apartenenței la adunare, la o adunare. E necesar pentru orice adunare să fie un grup implicat cu totul în acea adunare, pentru ca adunarea să crească. Inclusiv aceste vorbe au fost răstălmăcite și interpretate tamam pe dos. Și aș vrea să merg mai departe pe ideea asta și să vorbim despre un alt amănunt important pentru adunarea lui Dumnezeu. Cu riscurile, că toate riscurile pe care le putem trage din faptul că vorbim despre subiectul acesta. Dar pentru adunarea lui Dumnezeu, subiectul ăsta este foarte important. Este necesar. Și subiectul acesta este râvna Evangheliei. Râvna Evangheliei. Și vă citesc din Cartea Apocalipsei la început, din capitolul 3, ce îi spune Îngerul Domnului Bisericii din Laodiceea. Haideți să citim împreună. Să vedem ce loc ocupă râvna Evangheliei în Biserica lui Hristos. Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot! Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești un ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit în foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii. Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Și acum trage concluzia și dă și soluția Îngerul Domnului. Fii plin de râvnă, deci, și pocăiește-te. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Nu vi se pare că e importantă râvna pentru o biserică? Râvna membrilor bisericii pentru o biserică? Și o să vorbim despre râvnă, să vedem ce-i cu această râvnă. Pentru că cei din Laodiceea ziceau, suntem bogați. Și nu se refereau la bogăția din punct de vedere material, că avem bogăție multă materială, nu. Ci la lucruri duhovnicești. Probabil că aveau cântări foarte multe, foarte bune, aveau predici foarte bune,
nu neapărat la partea materială a existenței, ziceau despre ei că-s bogați. Nu. În cele spirituale, în cele duhovnicești, avem cuvânt, avem tot, suntem bogați. Ne mai trebuie. Dar ce le lipsea? Le lipsea râvna Evangheliei. Și pentru că nu aveau râvnă pentru Evanghelie, au ajuns să fie nici reci, nici calzi, în clocot. Au ajuns să fie căldicei, pentru că le lipsea râvna Evangheliei. Și acum să vorbim despre râvnă. Ce-i râvna? Râvna este un imbold lăuntric foarte puternic. O pornire aprinsă spre ceva. O însuflețire în muncă, în ceea ce faci. Asta e râvna. O silință, un zel, o ardoare în ceea ce faci. Asta e râvna. Când îngerul spune că biserica trebuie să fie formată din oameni cu râvnă, păi asta trebuie să aibă. Râvna pentru Evanghelie. Să clocotească în noi această dorință de a lucra pentru Evanghelie, de a căuta interesul Evangheliei, de a căuta, în cazul nostru, așa cum spun de obicei, interesul adunării, importanța adunării. Ce este opusul râvnei? Poate aveți alte păreri, dar după părerea mea, opusul râvnei este apatia. Apatia. În foarte multe cazuri, apatia e o stare patologică. Patologică. Ce e asta, apatia asta? O indiferență, așa din punct de vedere al dicționarului, e o indiferență față de propria persoană și față de lumea înconjurătoare. Asta e apatia. Ai așa o moleșală, o indiferență, nu îți mai pasă nici de tine, nici de lumea în care trăiești, nici de lucrarea pe care o faci, ai așa o apatie, o plictiseală din asta generalizată. În unele filozofii și curente religioase, apatia este chiar o țintă. Când ajungi să nu-ți mai pese de nimic, să fii paralel cu totul, să nu te mai intersectezi cu nimic, asta e o țintă, să devii așa, să ajungi într-o apatie de genul ăsta, în unele curente filozofice sau religioase. E, asta e starea taman opusă râvnei Evangheliei. Și, din păcate, de multe ori se alunecă în adunare în această apatie, în această indiferență față de lucrarea lui Dumnezeu. Numele îți merge că faci parte din lucrarea lui Dumnezeu, dar nu te interesează lucrarea lui Dumnezeu. Nu te interesează ce se întâmplă în lucrarea lui Dumnezeu. Nu te interesează dacă merge, dacă înaintează, dacă vin oameni, dacă pleacă. Ești apatic. Nu te mai interesează. Nu te prământă, nu ești în clocot pentru lucrarea lui Dumnezeu. Noi, dacă vrem să avem o viață și o adunare după cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să căutăm să avem această râvnă a Evangheliei. De multe ori vii în adunare și dai numai de priviri din astea aflate în apatie. O plictiseală generalizată. Am venit în adunare, dar n-am nicio bucurie că am venit în adunare. Se intersectează priviri din astea plictisite, apatice. Nu ai nicio bucurie că ai venit în adunarea lui Dumnezeu. Ăsta e un adevăr. Cei care vin aici în față și se uită pe stă sală, de multe ori văd lucrul ăsta. Nici o bucurie, nici o dragoste de lucrarea lui Dumnezeu. Asta e starea de căldicel. Când vii din obișnuință, când judeci pe toată lumea și orice tragere de mânecă, mă frate, trezește-te. Pe cine ești tu să-mi spui lucrul ăsta? Cine ești tu să-mi spui asta? Păi nu-ți spun eu, Domnul îți spune. Cuvântul îți spune, Evanghelia îți spune. Fii plin de râvnă. Soluția e râvna Evangheliei, nu apatia. În Vechiul Testament, și vă dau niște exemple,
din Sfânta Scriptură despre râvnă. Prima dată în Vechiul Testament sau în Sfânta Scriptură se vorbește despre râvnă într-un context așa pe care noi l-am putea judeca total ne la locul lui. Citesc din Numeri, capitolul 25. Poporul Domnului a început să se combine cu idolii moabiților. La început s-au împreunat cu femeile moabite, femeile moabite i-au dus să fie și ei prezenți, bărbații din Israel, să fie prezenți la jertfele idolilor lor și încet, încet, inclusiv poporul și bărbații evrei au ajuns să se închine idolilor moabite, femeilor moabite. Și asta a fost o supărare pentru Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit pe toți cei care s-au închinat idolilor. În Vechiul Testament și în prima parte mai ales, vedem un mare conflict între Dumnezeu și idoli. Și alunecau mereu și mereu evreii în idolatrie și Dumnezeu îi pedepsea. Și Fineas, un nepot de-a lui Aron, la un moment dat vine un bărbat israelit cu o femeie moabită. Poporul, Moise, Aron, toți plângeau în fața cortului și mureau pe capete, trebuiau să fie omorâți toți. Și vine ăsta cu femeia asta străină și o ia la el acasă, o duce în cort și nimeni nu zice nimic, toți stăteau și plângeau. Și la un moment dat, Fineas ăsta, plin de râvnă, pune mâna pe o suliță, îi urmărește, se duce la ei acasă în cort și îi strepunge pe amândoi în burtă cu sulița. Și uitați ce zice Dumnezeu. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. Iată că gestul pe care l-a făcut Fineas, faptul că i-a pedepsit pe cei doi, au lucrat împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu a văzut-o ca râvnă, pentru că a fost plin de râvnă. Și mai mult decât atât, în versetul 13, tot capitolul 25, aceasta va fi pentru el și pentru sămânța lui, după el, legământul unei preoții veșnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui. Toți preoții Vechiului Testament care i-au urmat au fost datorită acestui legământ pe care l-a făcut Dumnezeu cu Fineas, pentru că a fost plin de râvnă la un moment dat. A fost plin de râvnă. Ilie vorbește despre el, și am mai vorbit despre asta, că a fost plin de râvnă la trecut. Am fost plin de râvnă. Și atunci Dumnezeu zice, bine, dacă ai fost plin de râvnă, gata, ai terminat lucrarea. Pune-l pe Elisei în locul tău, că tu ai fost plin de râvnă pentru mine. Eu am nevoie de oameni care sunt acum plini de râvnă pentru mine, nu care au fost. În psalmi, psalmistul David vorbește despre râvna pentru casa ta mă macină. David a fost un om păcătos, am mai văzut asta, a fost un om păcătos. Dar ce a avut frumos în el și ce a apreciat Dumnezeu la David a fost râvna pentru lucrarea lui Dumnezeu, râvna pentru casa lui Dumnezeu. Asta l-a făcut pe David îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, râvna pe care a avut-o. Râvna aceasta poate fi o mărturie în lucrarea noastră. Dacă noi suntem plini de râvnă pentru Dumnezeu, îi putem atrage și pe alții în lucrarea lui Dumnezeu. Alții, cum ne îndeamnă Apostolul Pavel, să fim plini de râvnă pentru faptele bune, pentru cele bune. Au fost mulți, și Apostolul Pavel se referă și la aceștia,
care au fost plini de râvnă pentru fapte rele și au fost plini de râvnă ca să dezbine, să rupă adunarea Domnului. Au fost plini de râvnă. Toate îndemnurile pe care le-au dat și tot ce au făcut au fost să rupă adunarea și să o sfărmițeze. Apostolul Pavel vorbește despre asta. Și am versete aici, numai nu mai vreau să mă întind ca să nu vă obosesc. Dar râvna Evangheliei este, dacă vreți, poate cel mai important lucru pe care îl putem avea în lucrarea Domnului. Cel mai mare dar pe care îl putem avea în lucrarea Domnului. O adunare din care lipsește râvna Evangheliei e o adunare, cum am spus, apatică, care nu poate face nimic, care nu acceptă nimic, care nu acceptă cuvântul lui Dumnezeu până la urmă și care va sfârși la un moment dat să se dilueze de tot, să dispară, pentru că a dispărut râvna Evangheliei. Și râvna pentru adunare, pentru, vedeți, adunarea e goală. Suntem puțini. Din cauza râvnei? Nu. Din cauza că lipsește această râvnă pentru o adunare. Lipsește. Lipsește. Sau dacă o au, cei care o au, o au taman pe dos, greșită. Nu pentru folosul adunării, nu pentru folosul bisericii lui Hristos. Astea sunt adevărul care poate dor. Poate se jignesc unii dacă le aud. Bă, cum îmi spui tu că n-am râvnă? Păi n-ai râvnă atâta timp cât nu lucrezi împreună cu frații și nu ești în ogorul Evangheliei împreună cu ei. Ce râvnă ai? Ce râvnă ai? Unde te găsești tu, practic? Și zice Apostolul Pavel, vorbește despre cei care au obiceiul să părăsească adunarea. Să nu fiți ca aia care au obiceiul să părăsească adunarea. Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Astea sunt lucruri pe care noi trebuie să le avem în vedere atunci când ne hotărâm să lucrăm pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, în general, știți cum e cu râvna asta? Așa, dacă ar fi să-i facem un grafic. La început e mare, așa e creștere bruscă râvna pentru Evanghelie, și după aia se diluează și se stinge și se încetează și la un moment dat ajunge omul apatic total. La început e plin de râvnă, mută munții, face tot ce poate, dar cu timpul se diluează și dispare râvna Evangheliei. Noi să nu fim așa. În ce privește Evangheliei noastre, să fim în creștere, mereu în creștere, să nu alunecăm în apatie, în plictiseală, în plictiseală. Mă uitam la fratele Ion când ne îndemna și spunea că e o binecuvântare că suntem astăzi aici și să îi mulțumim Domnului că suntem aici. Mă uitam și zic, mă, într-adevăr, și eu de aceeași părere cu el. E o binecuvântare că suntem aici, dar cât ne bucurăm cu adevărat că suntem aici? Cât ne bucurăm de această binecuvântare? Că suntem aici și am putut veni aici, că puteam fi pe un pat de spital, puteam fi la morgă sau puteam fi în oricare altă parte, dar suntem în adunarea lui Dumnezeu. Și astăzi, iată, am primit și acest îndemn de a fi râvnitori pentru Evanghelie. E o cercetare pe care trebuie să ne-o facem fiecare dintre noi. Cum stăm cu râvna față de lucrarea în care Dumnezeu ne-a pus? Mai avem râvnă pentru lucrarea în care Dumnezeu ne-a pus? Sau suntem pe cale de a deveni apatici? Nu dezamăgirile, vai că n-are, nu știu, nu există, în lucrarea lui Dumnezeu nu există dezamăgiri, nu există. Există doar bucuria prezenței lui Hristos și bucuria lucrării împreună cu Hristos. Asta trebuie să o avem ca țintă și ca bucurie, că lucrăm împreună cu Dumnezeu. Chiar dacă unele lucruri pe care ni le spune Domnul nu sunt chiar cele mai plăcute pentru noi, dar sunt din partea Domnului și trebuie să-i mulțumim Domnului că le avem. Doar când nu vom mai avea adunare de felul acesta,
Atunci vom vedea ce mare binecuvântare a fost. Cum zicea fratele Ion, e o binecuvântare că suntem aici. Bun, e o binecuvântare. Dar dacă nu ne dăm seama, poate va veni vremea când nu vom mai avea adunările astea. Dacă ne uităm în Apocalipsă, la vremurile care vor veni, și poate prindem și noi vremuri de genul ăsta, în care apatia va fi generală în biserică și în adunare și nu vei mai avea adunare în care să vii. Atunci vei vedea diferența între ce a fost și ce nu mai e. Domnul să ne ajute să creștem în râmna Evangheliei. Și închei cu biserica din Laodiceea, așa cum spuneam. Biserica din Laodiceea avea de toate. Tot avea, tot ce-și dorea, avea. Ce n-avea? Râvna. Și Domnul îi spune, râvnă-ți trebuie. Să ai râvnă pentru Evanghelie. Domnul să ne ajute, slăvit să fie Domnul.